prietenilor. Deci am făcut masă. Am o, bă, o dus aparatul să-l facă. L-o pornit, tot mergea, numai trebuie să pună apă din aia, că avea calcar. Știi? Ca să-i facă regenerarea. Și... Da. Cafeaua e înăuntru, acolo, nu? Și zahărul. Da? Bun. Da? Cine i-a dus-o? Frate meu, că am fost cu el aici. Să vezi ce-o zis, că ai nenorocit părețul. Am văzut că-i cu pompierul. Dar nu l-am pus ăla în cănușă, nu cred că... Frate pompierul. Nu, da. Cătorile, nu știu care au dus, că mă bătea și de ele. Nu, mă... Da, i-am văzut clipul, da, când ai fost aici la, cu el. Ăla e unul, acum e altul, că am fost ieri aici. Auzi că te bătea? Da. Deci eu luam, mă, le dădeam. Mă zi, mă, urete, mă. Îți fac ușa, dacă nu zici la scăria, cu cine o să mă bătea? Cum? Cine o să mă bătea? Pompierul. O zis că lua o botă. Pompierule, s-a dus și aparatul de cafea. Lasă-l, mă, că nu vorbesc. Bere. Aduce aparatul de cafea, că ai vrut să mă bați. No, fiate, bă, ureche, acum pe bune. Ăsta mie, dacă îl dai jos, nu merge. E gring, da jos. Aha. Ia așa, să se e perfect pe ăsta. Da? Da, da. Da, mă, că trece de ăsta. Exact, bă, cațaș, da? Nu putem să-l lungim mai încoace. Un pic cât ține ușa și aici poți să-ți faci un cuie. După ușa. Aici, aici deja nu mai poți să spun nimic. Exact. Aici, bucătărie în viață, exact. Înțelegi? Da. Să zici la pompier să iese, bate muncitorii că nu încă bine. Cu bula să vin. Domnul pompier. Șopăra. Șopăra a făcut și el. Când intră pompierul pe TikTok, ăla intră pe el să-i tăcânce la orică la pompier. Da. Te pup, te pup, te pup, te pup, ba, 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 mă, rupe ăla, rupe. Bă, voi vă dați seama că au avut 1500 de dolari. Și au vrut să schimbe 150 și au dat tăți 1500. Aia înseamnă să fii rechin. Să-i bați pe aia cu scările. I-au schimbat și au dat înapoi 600, 500 de euro. 600 aproape de dolari. I-au dat înapoi din 1500. Deci... S-au dus? Da. Păi vă dați seama. Bă, mă duc, bă. Du-te că zic pe o femeie mașină. Mă duc că eu... Dar pe cine a pus-o să stea în mașină? Aia am zis. Care-i faină afară, nu? Da. N-ai ce să faci, români. Nu mai aduce bodyguard. Să zic la bodyguard să ne aducă cafeaua. Da, da, stai că-l sun acum, să văd.